Bun, și acum, doamnelor și domnilor, haideți să vedem cu ce avem noi de-a face în această speță. Totul a început, practic, într-atât de vizibil, de la decizia Curții Constituționale. Decizie care a stârnit o furtună, lucrurile erau mult mai complicate din momentul în care PSD a hotărât să nu voteze acea lege prin care domnul Klaus Iohannis ar fi putut să candideze. La momentul respectiv, domnul Nicolae Ciucă a spus că nu mai are ce să vorbească cu Marcel Ciolacu. Practic de atunci au început lucrurile. Iată-ne în această situație în care suntem astăzi, pe care ați văzut-o descrisă puțin mai devreme. Domnule Silvestru Șoșoacă, dumneavoastră știți mai multe lucruri decât știm noi și sigur că în momentul de față ne interesează cum de s-a ajuns aici. Ce explicație aveți dumneavoastră pentru situația de la curte, pentru circul pe care îl vedem în aceste zile, pentru circul pe care îl face fosta dumneavoastră soție, pentru greșelile majore pe care le face? În opinia mea, faptul că domnia sa laudă legionarii, fasciștii, criminal de război, încălcând legea, știți foarte bine, sunt legi foarte clare, face închisoare între 3 luni și 3 ani. De ce face toate lucrurile astea, doamna Șoșoacă? E o cascadă de greșeli pe care Diana o face și o face pentru că este mânată în direcția aceasta. Cine o mână? Ce o mână? Anturajul, noul anturaj pe care îl are. Din nefericire, după ce și-a eliminat majoritatea oamenilor care au purtat-o pe umeri până în poziția în care este acum, unul după altul, s-a înconjurat de niște oameni de o calitate inferioară. Aceștia nu că ar fi de o calitate inferioară, ci mai degrabă o trimit pe ea către un hău, către o prăpastie. Păi stați puțin, adică o fac să ascultă niște oameni care iar ea spun e foarte ușor să laude legionarii și fasciștii și așa mai departe? Da. Diana este foarte manipulabilă, foarte ușor sugestionabilă. Dacă la masa de prânz stă de vorbă, nu știu, despre fotbal sau despre modă, ea în live-ul de seară vorbește despre acel fotbal sau despre acea modă. Dacă în ultima vreme a fost înconjurată de oameni care vorbesc strict despre aceste subiecte, ea fără să vrea, le repetă seara și se trezește în live-uri și cu probleme penale. Asta e Diana. Din nefericire, asta e Diana fără mine. Ce probleme a avut astăzi la Parlamentul European, că nici nu mai lasă să intre în clădirea Parlamentului, că acolo nu e ca aici. În momentul în care faci circul pe care îl faci, 7 zile, aut, ți se taie indemnizația, circul acolo este taxat foarte. Putea fi și mai rău, putea fi eliminată 6 luni de zile, nu doar 3 săptămâni cât au mai rămas acum, putea să-i se taie 50% din indemnizație, nu doar pe o săptămână, dar fiind la prima abatere, probabil au gândit-o în felul acesta, să fie doar un fel de avertisment la cât de grav a fost abaterea ei de acolo. E aproape un avertisment, putem spune. Dumneavoastră vă așteptați ca decizia Curții Constituționale să fie cea pe care am văzut-o? Nu. Nu vă așteptați? M-a luat prin surprindere. Sincer, știți, toată lumea știe războiul dintre mine și Diana e groaznic, inclusiv de natură penală. Nu m-am așteptat la așa ceva. M-a luat prin surprindere și nu am fost surprins plăcut, recunosc. Dar există o dreptate divină. Există o dreptate divină pentru că nu poți să faci atâta rău celor din jurul tău, celor care ți-au dat energie, timp din viața lor ca să te ducă până un punct în care ești și cineva să te mai răsplătească cu bine. Dar până la urmă, așa e când faci înțelegeri cu sistemul. N-ai ce să-i faci. Sistemul îți dă în primăvară, ești foarte fericită și îți cere altceva în toamnă și nu-ți mai convine. A avut înțelegeri cu sistemul? Da, a avut înțelegeri cu sistemul de mai multă vreme, nu neapărat. Ce fel de înțelegeri? Cum să spun, ca să fie și credibil și să, în același timp să și fardez puțin. Înțelegerile cu sistemul sunt de natură, de mai multe feluri. Ea a făcut unul să-i fie bine ei. A crezut că doar partea aceea va funcționa și în toamnă face ce va vrea. Pentru că cineva o va împinge în față. Nu, în momentul în care dai ceva, primești ceva. Ea a crezut că doar primește. Nu trebuie să mai și dea. A venit timpul scadenței, i s-a cerut să lase în pace mișcarea suveranistă, încă din vară i s-a tot cerut, ați văzut, unește-te cu Partidul Aur, unește-te cu George Simion, faceți cumva un candidat comun, retrăgeți-vă ba unul, ba celălalt, sau găsiți împreună un al treilea candidat, o terță persoană pe care să o promovați ca să meargă în finala prezidențială și de acolo mai departe. Să meargă cu candidatul PSD-ului, să piardă în fața lui sau chiar poate să și învingă. Diana nu a mai vrut să facă lucrurile astea.
Asta i s-a cerut, să stea cu minte toamna aceasta. De sezonul de primăvară-vară i-a fost favorabil, a ajuns în funcția pe care și-o dorea atât de tare. În schimb, acum, în sezonul de toamnă-iarnă, i s-a cerut plata. Și nemai fiind de acord, a pățit-o la Curtea Constituțională, repet, halucinant din punctul meu de vedere. Decizia curții m-a luat prin surprindere și...